Salutare lume proteica și bine ați venit la un nou video. Astăzi vom face unboxing la cele trei culori de Ligretto de la Oxygame. Haideți să aruncăm o privire ce se află în ele. Tum, 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 tum. Început cu roșu. În Ligretto roșu avem pam pam pam. Avem două pachete de cărți și un regulament. Asta este pe altă limbă. Bum, bum, bum. Ok, diferite limbe aici. Probabil în ăsta vom vedea și limba română. Dun, dun, dun. Da, pregătirea jocului. Avem aici regulamentul în limba română și un pachet de cărți. Vedeți cărțile de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, probabil am trecut peste, 7, 8, 9, 10. Același lucru pe roșu și probabil același lucru îl avem aici pe verde, da, și albastru. Ok. Deci asta se află în Ligretto roșu. Hai să vedem ce se află în celelalte. Având în vedere cutiile, presupun că vor fi lucruri asemănătoare înăuntru. Oh! Ah! Ok, hai să deschidem, să vedem ce avem aici. Arată la fel? Da! Ok. Avem și pe albastru și pe verde. Iarăși regulamentul în mai multe limbi și aici galben și roșu. Ok, avem țac, țac și să vedem ce este cu cel albastru. Nu știu exact dacă și regulile sunt identice, poate există variante diferite în fiecare Ligretto. Nu știu, nu am apucat să joc, cum ziceam, vedeți, acum facem unboxing împreună. Dar când... Da, ok. Deci este același lucru. Bineînțeles, va urma un video unde o să ne uităm la ele. În momentul acela o să pot să vă spun dacă există ceva mecanic diferit între fiecare Ligretto. Dacă cineva dintre voi care știe deja despre ce e vorba în toate Ligretto-urile, puteți să scrieți jos pentru toată lumea ca să știe dacă sunt mecanici diferite. N-am apucat, cum ziceam, acum l-am deschis și eu împreună cu voi. Ca componente, lucrurile arată la fel, numai cutiile sunt diferite ca culoare și dacă vă uitați aici undeva lângă, da, și arată că dacă aveți un Ligretto, pot 4 jucători și pentru fiecare culoare în plus se poate juca o 4 persoane în plus Ligretto. Ok, cam asta despre Ligretto. Mulțumesc Oxygame încă o dată pentru oportunitate. Stați aproape să vă o să vedeți în curând și videoul despre cum se joacă jocul. Mulțumesc tuturor pentru susținere și nu uitați, dați un subscribe aici pe YouTube, respectiv un like la pagina ProtiPlays, să fiți la curent cu tot ce se ocupă ProtiPlays. O seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!